PNL Buzău este în genunchi după plecările masive de primari și consilieri la PSD. Președintele George Scutaru a anunțat astăzi că PNL mai are în județ doar 3 primari din 26. Situația este la fel de gravă pentru PNL și în Consiliul Județean. Dintre cei 9 consilieri județeni PNL au mai rămas doar 3. La nivelul Consiliului Local Municipal Buzău, pierderile sunt mult mai mici. PNL a fost părăsit de un singur consilier, Silviu Nicoară. La nivelul consilierilor județeni, deci domnul Romanescu, domnul Emil Drăgoi și cu domnul Bădulescu sunt cei care și-au exprimat deja opțiunea fermă de a rămâne la PNL și au făcut înregistrarea. La nivelul municipiului, din 3 consilieri, domnul Vasile Olariu și Bebe Ionescu, la fel, și-au făcut acea înregistrare. În acest moment au semnat 3 primari cu semnăturile care le avem la set. Deci dacă e primarul din Toplicen, primarul din Pârstov și primarul de la Berca. Referitor la Cristi Băgiu, George Scutaru a declarat astăzi că știa de mai multă vreme că președintele Consiliului Județean negociază cu PSD. S-a arătat totuși dezamăgit de decizia luată de fostul său camarad. Regret faptul că al nostru coleg și președintele Consiliului Județean a ales să despartă de echipa liberală să plece la PSD. Consider că regretabil că domnul Cristi Băgiu a ales să cedeze promisiunilor și presiunilor PSD-ului. Nu cred că PSD-ul se va ține de cuvânt și peste 2 ani Cristi Băgiu va fi candidat din partea PSD. Și chiar dacă organizația, recunosc, trece printr-un moment dificil, fiindcă e singurul președinte de Consiliul Județean care pleacă la alt partid, chiar dacă un număr consistent de primari, probabil că îl vor urma pe domnul Băgiu, eu vreau să vă aduceți aminte cum arăta acum 10 ani județul Buzău, câți primari a avut PSD-ul și cu toate acestea, la vremea aceea era altul președintele PSD-ului, cu toate acestea, în 2004, PSD-ul a pierdut alegerile. George Scutaru susține că asupra consilierilor PNL au fost făcute presiuni imense și atrage atenția secretarilor primăriilor să respecte legea. Sunt consilieri PNL care deja și-au exprimat opțiunea pentru a rămâne în partid. Avem informații că se fac presiuni asupra lor pentru a schimba opțiunea. Vreau să vă spun că ordonanța spune foarte clar, ordonanța asta în vigoare, da? Că își pot exprima în scris și o singură dată opțiunea cu privire la partidul politic. Deci dacă cumva vor apărea situații în care astăzi sunt înscriși la PNL, mâine sau poimâine, PSD-ul îi momește, îi presează, îi șantajează și apare înscriși la PSD, nu avem nicio ezitare de a contesta în instanță aceste mandate. Fac un apel la toți secretarii unităților administrativ teritoriale să nu cumva să încalce legea. Un alt participant la conferința de presă, Cristi Romanescu, rămâne pe moment vicepreședinte al Consiliului Județean și a dat asigurări că nu va părăsi niciodată tabăra liberală. Luptăm în continuare din poziția Partidului Național Liberal și așa va rămâne. Din punctul meu de vedere, am spus-o și colegilor, eu dacă ar fi să optez sau dacă ar fi să mă pună cineva și de fapt am și optat, dacă e să plec din Partidul Național Liberal, plec direct la mine acasă. Inclusiv la Râmnicu Sărat, PNL a pierdut 4 consilieri municipali din 10. Primarul Viorel Holban și vicele Sorin Cârjan nu au anunțat încă oficial, dar sunt și ei ca și trecuți la PSD.